Am găsit mașina aceasta pe internet, proprietarul cere 3000 de euro pe ea. Face mașina asta 3000 de euro? Nu! Dar cum ne dăm seama care este prețul corect al unei mașini second hand? Dan Babu, expert auto, ne dezvăluie trucurile pe care le folosesc samsarii pentru a-și vinde rablele pe bani frumoși. În primul rând, nu trebuie să vă alegeți mașina doar vizionând fotografiile de prezentare postate pe internet, care, de multe ori, pot fi înșelătoare. Pozele vor fi făcute din unghiuri, astfel încât să prezinte foarte, foarte bine mașina. Dar atunci când începem să ne uităm la detalii, lucrurile nu mai stau la fel. De exemplu, mașina asta are farurile mătuite. Avem aici o, ce asta, o urmă de kit, nu? Da, practic toată aripa asta a fost îndoită și s-a aplicat kit, nu a fost îndreptată super, super bine, s-a aplicat kit și kitul cedează în timp. Evident că asta este ceva, vezi aici, a intrat apă și dacă trag prea tare de asta o să se rupă. La o mașină de 12 ani, să zicem, poți găsi rugină. Și de obicei vânzătorul poate să zică este doar un pic de rugină. Dar rugina la mașina asta nu este până aici, este până aici. Nu se vede pentru că este sub vopsea acum și probabil ai avea nevoie să faci o reparație la aripa dreapta spate. Și asta o să te coste câteva sute de lei. Sunt lucruri pe care le poate observa cu atenție și un necunoscător. Dacă le ignorați, riscați să cumpărați o epavă pe patru roți. La verificarea motorului este bine să ținem cont de un lucru. Trebuie să fie murdar. Atunci când un motor este murdar, se pot vedea locuri prin care există transpirații de ulei. De exemplu, pe aici, ăștia sunt niște vapori de ulei. Deci dacă vezi chestia asta, asta nu este ceva grav. N-a picurat pe dedesubt, dacă motorul este super curat și chestia asta ar fi fost spălată cu jetul, n-aș fi putut să o văd. Aș fi putut doar să mă gândesc, să o intuiesc. La cumpărarea unei mașini second hand, cereți întotdeauna vânzătorului istoricul reviziilor anuale și ale inspecțiilor periodice, care trebuie făcute în servisuri autorizate. Ai o carte de service, ai facturi, el o să zică, da, am facturi de la orice, sigur, am totul. Și când te duci să vezi mașina, o să zică, stai că facturile sunt la contabilitate, ce vrei să le scot acum? Da, vreau să le scoți acum, vreau să mi le arăți, vreau să văd cum ai întreținut mașina. Sunt sute de mii de anunțuri pe internet. Printre vânzătorii de bună credință se ascund însă și escrocii. Cumpără pe nimic mașina variate, le repară și apoi le vând ca bune celor care nu-și dau seama de înșelăciune. Oamenii care se ocupă cu așa ceva au ca scop, cumpăr mașina cu 1800 de euro, bagă în ea minim, cât de cât să fie safe și să am profitul cât mai mare. Nu se gândește nimeni la siguranța ta. Atenție și la alte minciuni ale escrocilor. Samsarul poate să zică, frate, uite, cauciucurile sunt noi. El de fapt se gândește, sunt ca noi. Și când zice sunt ca noi, înseamnă că sunt vechi de 10 ani. Sau poate să zică, mașina este din anul 2008, ea de fapt să fie din 2000, nu știu, 7 în luna 12. Păi da, 2007-2008 sunt pe aproape. În niciun caz nu oferiți bani drept avans sub pretextul rezervării mașinii. Riscați să rămâneți fără ei și să nu mai dați de proprietar. Cu aceste sfaturi în minte, sunăm un vânzător. Din punct de vedere mecanic e ok, dar ați văzut și dumneavoastră că am scris acolo tot. Are probleme estetice din interior și pe exterior, se vede și din poze și nu are clima din fabrică. Are revizie, historic service? Are revizie, are historic service, are asigurare, are vinietă, are tot ce-i trebuie. După o simplă discuție ne dăm seama că suma cerută pentru mașină este exagerat de mare. Autoturismul are prea multe minusuri. Defecte optice interior-exterior, asta înseamnă că a fost mașină de la o firmă ceva de muncitor și așa și probabil este zgâriată peste tot și în interior. Poate mai are volanul uzat, un scaun rupt, chestii din astea. Merită să fac un drum până la Arad să văd mașina asta? Eu nu m-aș duce. Căutăm ceva pe București atunci, nu? Ceva locul. Da. E important să vezi mașina. Cei care cad victime înșelătoriilor samsarilor de mașini își pot recupera banii doar în instanță și după cel puțin un an de procese, spun avocații. Pentru început, escrocul trebuie denunțat poliției, însă aceste anchete avansează greoi. În paralel, poate fi dat în judecată pe parte civilă. O mașină de producție autohtonă, cumpărată la 150.000 de kilometri, sau cel puțin așa spunea, indica bordul mașinii, care în realitate de fapt avea 700.000 de kilometri. Din nefericire, foarte puține ajung în instanță, pentru că ei consideră că nu au ce să facă. Trebuie toată lumea să știe că răspunderea penală este una foarte serioasă. În România, aceste înșelătorii sunt încurajate și de lipsa unui cadru legislativ care să-i oblige pe vânzător să prezinte istoricul mașinilor, așa cum se întâmplă în Germania. Verificarea unui autoturism se poate face contracost pe site-ul Registrului Auto Român, însă dacă vehiculul a fost reparat într-un serviciu neautorizat, informațiile nu apar nicăieri. Îți mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc frumos!
Dragilor, ați văzut care sunt sfaturile expertului. Mare atenție în momentul în care vă alegeți mașina. Fiți atenți atât la anunțul de pe internet, cât și în momentul în care o verificați vizual, să verificați exteriorul, interiorul, cât de multe lucruri puteți. Dacă nu sunteți, nu știu, pregătiți pentru asta, nu ezitați să apelați la un expert. Atât pentru astăzi, la Cetățeanul ce ne vedem data viitoare. Numai bine! Pa, pa!